Salutare. Suntem din nou în Câmpina la domnul Dani cu Cangali. Și eu le fac. De data asta a vrut și Dan să vadă Cangal original. Da. Chiar și să ia exemplu cum arată. Cangal l-am văzut de ceva timp, știți și voi, după umblăm la stâne unde sunt mai mulți ciobănești românești, poate și alte rase, dar Cangal mai răruț. Cangal original, mai răruț, da, că da, sunt mai rar. Ia uite cum, ce bine se prezintă tătar de data asta. Da, ia Dani, du-te un pic mai încolo cu el, să-l vedem. Am maturizat și el un pic, așa. Cu toate că nu mai are. Are un an și 5 luni, mai are până la 2 ani, 2 ani jumate, chiar 3 ani să-l plinească. Și acum, vedeți, după căldurile astea nu e în formă chiar maximă, dar oricum arată bine, e bine. E foarte bine. Și asta e... Avem o surpriză aici, un pui din el. Da, un exemplar... Care m-a uitat, pare, când am venit și am văzut proporțiile și cât de bine e așezat fiind cățelul ăsta, am rămas și uimit. Da, ăsta... Deci, fii atent ce are Dani aici. Băi! O frumusețe rară. O, uite labă! Cât... Da, da, chiar vorbea, zic, cât tasa... Ce labe groase are, da. Da. Exemplar super. Ăsta ce zici, în opinia ta, să face... Cam cât tasul sau cred face mai mare ca posibil să-l depășească, asta vreau să zic. O să-l depășească pentru că a fost crescut aici, ăsta l-am luat direct din Turcia. La 2 luni jumate n-a avut creșterea, dacă luam eu, că contează foarte mult o femelă când e gestantă, s-o ajut cu mâncare mai bună, s-o ajut cu un calciu, cu proteină, în Turcia pe acolo cu zer și cu concentratele cele de pe acolo nu prea. Ei au un gen să fac mai mare, așa, la un 80 și ăștia originali. Nu e ciobănesc turcesc sau malac, ăia au tentă să ducă spre 90 cm. Ăștia un este un câine la 80 cm. Da, da. Poate, da. Poate să zici să mai, dar nu mai ia. Grosime, se mai maturizează. E uroasă, da. Se mai maturizează, mai se îngroașă pe bot, pe cap. Nu vă gândiți că e ca auta asta, nu ce mă numește asta. Ai venit ca lui? O, ce avem acum? Băi, audă-și pe puternicul ăsta. Băi, băiat. Cam ce alimentație are puternicul ăsta mic, dar? Cam ce? De exemplu, dimineața îi dau de la Royal Canin bobițele astea, care trebuie pentru vârsta lui. 2 luni până la un an. L-am învățat și cu pește, cu macrou. Da. Am o sursă de unde iau niște macrou. Deci... L-am învățat și cu tu macrou o zi da, o zi nu, că trebuie să-l înveți de mic. Vine aici. În rest, acâmuri. Proaspete, spinări de pui, gâturi de pui proaspete. Acum, pe căldura asta, trebuie să-i dai proaspăt, că dacă le-a luat un pic mirosul sau alea, risc să-l îmbolnăvești, să facă exeme pe el. Așa, tu să mănânce proaspăt. Și pâine, l-am învățat și cu pâinea, că e bună și pâinea. Și acum, pe căldura asta, nu prea le fierb, dar iarna le fierb. Să știi că sunt cu fierb. Cu o paste, cu un orez de ăla, cu o spărtură de aia de orez, cu... Le mai dau și crud, e câine, trebuie să-i dai și crud, și alea, și oase. Mai dau și cu tumos de vită pentru... dantură, să spele dantura. Ia uitați foarte oameni buni ce dantură are. Foarte bine închis. Da. Vezi cum trebuie să arate un câine. Și ce vreau e să o problemă, zic? E o problemă cu câine ăștia. Lumea nici nu știe. Lumea nici nu știe cum trebuie să arate un câine. Un vezi. Câine trebuie să fie, dacă îl vezi fane și îl prinzi un pic în... Trebuie să arate un câine. Eu știu și eu ce pe internetul ăsta. Uite-te și tu la asta. Corpul. Și văd două rânduri de pinteni pe el? Două rânduri de pinteni pe spate, da. Două rânduri de pinteni. Cam răruz la Cangal, pe pinteni ăștia, nu? Mai sunt, în Turcia le taie. Mă mir cum ăsta nu le-a tăiat. Că dă și rupe. Ce urmărim, Dani, la Cangal ăsta de 4 luni? Și vreau să-mi cumpăr un Cangal de 4 luni, sunt 10 acolo și vreau să îl aleg. Ăsta probabil e un exemplar dintre cei mai reușiți pentru că pe ăsta l-ai oprit și îmi dau seama da, că are toate calitățile. E un exemplar frumos, de exemplu... Cam ce trebuie să admirăm la el, așa să vedem? Să admiri în primul rând acum la vârsta lui, la vârsta lui, da. Forma ochiului, capul nu e chiar drept acum, că odată îi crește botul, odată capul, odată, deci nu e...
Deci nu e chiar... Ia vine cu apă. Nu e chiar împlinit. De exemplu, dacă se vede în videoclip, el se joacă acum. Da. Forma ochiului, după cum ai văzut-o, Dani, ai văzut-o, amigdala de mic. Labele, e drept pe picioare, trebuie să fie drept, trebuie nu cu nu picioarele așa. Chiar. Asta e, sunt foarte mulți câini în România, inclusiv de la asiatici, orbi, cu picioarele așa strâmbi. Unii duce și picioarele aici, se echilibrează în ele, din cauza că trebuie să aibă și din ce corpul egal cu picioarele așa să fie. Adică să nu fie nici picioarele groase și corpul mic, și corp, sunt mulți cu corpul gros mare și cu picioare subțiri. Și îi lasă picioarele, e clar, înțelegi? Trebuie să fie un câine echilibrat ca coadă. Sunt câini cu defecte, cu displazii de șol, duce picioarele târâși, sunt monte necontrolate, sunt monte făcute aiurea, s-au pierdut rasele de câini, inclusiv de la Carpatin, inclusiv Corbul, vorbim de ciobănești, nu mai zic de alte rase, de la Doberman, Rottweiler, așa, vorbim de ciobănești. Înțelegi? Trebuie să fie un câine bine echilibrat ca să fie un câine... Nu neapărat de expoziții, nu sunt cu expozițiile, știi? Da, trebuie să ne ducem că suntem obligați să facem acte acum, toată lumea e obligată să avem acte la ei, ca să poți să-i mulțești în liniște. Și atunci nu sunt cu expoziții, să mă duc să stau prin expoziții, nici n-am timpul necesar să mă duc să stau prin așa. Și sunt, când vii cu ceva jmecher, ești înțeles greșit. Așa este. Înțelegi, e lumea dușmănoasă, rea, nu vrea să aprecieze. Eu am făcut un efort să aduc câine și am mai spus și în videoclipurile care le-am mai dat la voi pe canal. Eu vreau să te mai întreb când te mai duci în Turcia. În Turcia... Mai în plan să te mai duci? Sunt în negocieri cu un mascul șmecher la cineva, dar nu mă înțeleg la preț. La stână? La stână, da. Câine muncit, cu câine care mi-a trimis filmări cu gura pe urs, cu gura pe porbistreț. Nu există. Caracter șmecher. Pentru mine, eu aduc câine ăștia pentru mine. Nu aduc câine ăștia să fac vreo afacere, să mă îmbogățesc după urma lor, că nu trăiesc după urma lor. Îi țin și eu din pasiune. Sunt pasionat de câini și de porumbei de când sunt mic. Nu îi aduc să mă îmbogățesc sau să dau peste nas cuiva, știi? Bă, ăsta e al meu, e mai șmecher, al tău e. Da, sunt mulți câini în România care sunt ciobănești turcești, care tot am repetat și tot spun în continuare că nu sunt Kangal. Mulți, de exemplu, pe grupurile astea de Kangal, tot spune, bă, că Kangal. Nu sunt Kangal, ciobănești turcești. Sunt unii făcuți cu malac, cu ciobănești turcești. Sunt niște combinații de te doare capul. Ăștia trebuie să aibă un fenotip câine ăștia. Am tot spus, o formă, o culoare, o blană, o multă, multă. După cum urmează, uite la câinul ăsta mic, el se joacă acum. Uite, laba compactă. Deja un câine bun, laba trebuie să fie compactă, legată. Nu degetele desfăcute lungi. De exemplu, ei în Turcia acolo nu au iarba noastră din munții noștri și pământul ăsta moale și astea, știi? Da. Ei, acolo e mai mult pietriși, bolovăniși. Și ei se uită foarte mult la labă să fie compactă, înțelegi? Și la arcuirea picioarele după spate e foarte importantă. Înțelegi? Arcuirea pe spate aici. Foarte importantă. Da. Înțelegi? Aha. Și laba compactă, că are timp să o... Dar ia spune-ne, Dani, uite, testul ăla cu oaia, care face diferența între un Kangal original. Turcia a făcut un test între ciobănescul turcesc și Kangalul original. La o stână s-a făcut. Eu cunosc foarte bine de câinii ăștia, sunt prieten și cu președintele FCI-ului în Turcia și cu pasionați de Kangal, adevărat, și știu ce vorbesc aici, nu vorbesc eurea. De exemplu, testul ăla s-a făcut într-un ciobănesc turcesc, un câine mare, frumos, un 80 și ceva, 90 de centimetri și un Kangal pur. Un Kangal normal, pur. Oaie rănită de lup, rănită la gât de lup, n-a omorât-o, a lăsat-o să vadă ce face cu câinii. La un moment dat, după o jumătate de zi, după câteva ore, Turcescu a început să se apuce de ea. Vrea, dacă nu era Kangalul pur acolo, o mânca. Înțelegi? O mânca. Că din cauza mastifului, ce înseamnă mastiful? Mastiful a stricat și rasa. Din cauza mastiful e agresiv. A stricat. Deci mastiful a stricat rasa asta.
Deci cangalul original, din testul ăsta cu oaia, din ce am înțeles de la tine, nu s-ar fi atins absolut deloc de oaia rănită. Da. În schimb, ăla turcescu, fiindcă a fost corcit cu mastif, da, i-a intervenit instinctul ăsta să nu mai are iubirea aia față de oi. Deci ar fi mâncat oaia. Ar fi mâncat oaia, da. Și cangalul original n-a pus gura deloc după 6 ore. Cangalul original a tot lins-o, a tot... E chiar e și videoclipul ăla, îmi pare rău că nu știu cum o să facem, că pot să vi-l dau să-l postați, să vadă lumea cu ce înseamnă. Să se vadă diferența asta. Da, o să ți-l... E... Poate data viitoare o să facem un clip special cu tematica asta și atașăm și videoclipul. Da, da. Să vadă, să vadă diferența. Și în lumea nu, încă nu știe și nici nu vrea să înțeleagă ce înseamnă câine ăștia. Nu sunt câini ăștia în România. Nu numai, toți o să... Deci în afară de tine în România, mai are cineva original? Mai câte... are cineva care tot de mine aduși, pe linia lui Kral, lui tatăl lor. Tot de mine a fost aduși. Da, mai este cineva, un băiat care este foarte pasionat, Petrișor de la Cluj. Aha, aha. Care e pasionat, care om a investit în câini ăștia. Pasionat de cangalul original. A plecat și el tot de la ciobănesc turcești, anatolieni, până a ajuns la, să ne cunoaștem, până a ajuns la câine ăștia, știi? Am înțeles. Am înțeles ce înseamnă cangalul original. Și ia zi, Dani, avem și pui aici? Avem și pui la Rituța, o femelă câștigătoare în expoziție. Câți pui ai? O femelă șmecheră. Mai are, am avut o pui, mai are 6 pui acum, 2 au murit, unul a murit de când s-a născut, unul s-a urcat pe ei, femela tânără, fără experiență. O femelă foarte, foarte, foarte... Deci ea nu are nicio treabă că tatăl și... Deci ea e femela, ea. Dar e înaltă cam aproape cât masculul femela asta, e, arată da, super bine. O femelă bine. Foarte mare, o femelă șmeche. E mare femela asta, da? Da. Ia uite-o. Rita! Hai la ta! Hai de fata, mi-e fata! Frumoasă! O, ce lapte are! Da! E și atras acum, nu e într-o poziție. Haide, haide. Ia fiat în forma picioarelor astea, dacă poți să o prinzi. Picioarele de iepure, așa se spune. Stai pe forma picioarele, oasele ca de iepure, știi? Forma ghearelor. Ca să fugă, așa se zice. Câine așa de viteză. Dacă n-au picioarele astea lungi, n-au nicio rezistență, cum poate să alegi. Foarte și pe la om, ea e la om, e cam pericol. Gata, gata. Gata, o femelă, un exemplar foarte, foarte șmecheră. Asta dacă o găseam mare așa în Turcia, nu mă vindea aia pe nicio sumă. Pe nicio sumă. Nu mă vindea. Haide, fata. Haide frumoasă. Vezi? Cap, bot, lung, gros. Hai să prezentăm și niște pui. Hai să iau și doi pui de acolo. Trei. Închide tu, dacă închide pe ei separat. Stai cu mine. Uite cum suc la măsa aia. Aute ce avem suc aici. Suc la măsa, mă. Noua generație de... Aute ce avem aici. Ia uitați ce pui, da? Galbeni. Să vă trăiască. Mulțumesc. Câți ai mascul și câți ai femele? Am doi mascul și 4 femele. Uite, ăsta e cu dublu pinten aici, exact ca tatăl. Da, ăsta are, nu, are un pinten. Am și cu dublu pinten, da. Ca tatăl. Ia uite ce frumuseți. Da. Ca ia ei. Spune ce părinți avem aici, ca să mai recapitulăm. Deci din tatar? Din tatar și Rita. Ei sunt frați de tată, au același tată, câinește. Uh-huh. Frați de tată, uite, perfect sănătoși. Păi, se fixează caracterele. Se fixează prin așa. Foarte bine caracterele. Da, da, da. Am învățat și acolo, în Turci. Deci nu perecheze. Sunt frazi, bun, sunt frazi de tată. Sunt mai... frazi de tată. A, mame. Deci... mai bun, au aceeași tată. Crale, tatăl bunicul lor. Și asta e tehnica turcilor de a reproduce. Asta e tehnica turcilor să poată să-și păsteze linia asta. Uh-huh. Care o linie foarte veche la ei și... Da, arată foarte bine pentru vârsta lor. Da, au bine, 11 zile. Bine, ca o lapte. O... Da, și mâncare și alea ca să poți să-i faci așa. Da. O să iasă... Frumos. Oprești da. Ceva, ai spus o femeluță? Am zis că poate opresc o femelă, dar vedem.
Pentru cine vrea calitate și ceva original, bineînțeles, numărul lui Dani acolo fixat. Da, da. Care vor să înțeleagă ce înseamnă câini original, nu mixuri, corcituri. Are ce să vă zic. Mai multe detalii așa și pe la telefon. Filmării pe telefonul lui Dani cu avem, toată avem genealogia lor, să spun așa. Cine nu mai mă știe și alea, mai mă găsește tot la voi pe videoclipuri. A, avem pe fane și câine, mai, care nu mă cunoaște și numai mai, care mă vede pentru prima oară, mai mă găsește cu ei și în celelalte videoclipuri, dacă mă caută tot la voi. Da, mama lor o femeie foarte deosebită, foarte deosebită, contează foarte mult mama. Foarte mult, dacă femeia e ceva de calitate și mare și, și pui, masculul transmite 20%, femeia 80%, trebuie să fie femeia șmecheră. Deci aha, e esențială, da, da, da. Uite cum așteaptă aici. Ochii închiși la femeie seamănă cu taxul, e foarte important asta. Și ăsta mic cum văd că a ieșit. Da, și ăsta mic la fel cu ochii închiși. Uh-huh. Uite femeie dreaptă pe picioare, uite cum tot se arată. A, nu, nu, nu mai găsești defect pentru rasa, da, că da, e greu, da, să-i găsești defect așa. Și știi, mulți nici nu știe. Etalon. Să avem un fenotip ei la fața, față. Că mulți ce nu, că seamănă cu ea. Normal, ciobănescul turcesc tot din Kangal vine. Da, da. Înțelegi? Doar că e curcit cu mastif. Corect. Deci aici avem o pereche sau? O pereche, da. Mascul și femeie. Dar uite, uite o femeie cu pinte în dubli. Da, da, da. Aute, da, mare frumusețe, da. În linia lui Tasu. Da, s-a aruncat în Tasu, da. Da. Și culoarea și tot. Așa zice, vechi Kangal galben la ei. Deci, linia vechi. Da. Și avem, da, și aici e încă o pereche. Două femele, două, da, femele și de top, amândouă seamănă, nu e nicio diferență între ele. Una o să opresc și eu. Sunt ceva deosebit. Ceva deosebit, da, da, da. Să aruncă în liniile lor în spate, eu cunosc foarte bine câinii ăștia. I-am mai prezentat, care are, vrea să fie mai bine informați, mă găsește în videoclipurile voastre. Pe fane și câinii, mai, mă găsește acolo și am prezentat familia lor. Știu ce câini. Câini original, da. Kangal original, nu povești, nu. Da, mulți o să zică reclamă, cum puteam să promovez câinii ăștia de o linie așa bună? Cum se putea promova dacă nu prin ajutorul vostru? Cine mă găsea? Băieții ăștia care au cumpărat din cealaltă cățea, în Olanda, din America, din Anglia, cum mă găsea dacă nu tot prin intermediul vostru? În ziua, da, înțelegi? Degeaba ai marfă bună dacă te izolezi, dacă, de lume, da, și dacă nu stau izolat, nicăieri, ce am făcut? Că poate cineva zice, bă, vreau și unul ăsta adevărat. Nu mai vreau corciturile cum e toată România plină, știi? Da. Vreau un adevărat șur. Și nu găsești. Pentru că... Nu găsești că nu mai investește lumea, păi... nu știe majoritatea. Să știi că majoritatea care are marfă bună nu prea dă. Și asta nici nu prea dă. Mai degrabă preferă să o i-am adus și eu cu greu și pășea, că tot am povestit că i-am luat și eu cu greu. Că nu dă nici aia acolo. Adică nu sunt așa disperați după bani, câți bani le-ai pune în mână. Nu sunt disperați să-și dea câinii de acolo, că ea e... Un câine bun, fără, da, fără ei acolo nu poate să-și facă treaba, mai ales că Craliul e un câine bătrân și ține și ei de ei. Că... Da, pe rasa națională turcească, Kangalul. Da, rasa națională, într-adevăr, da. Da. Și nici nu toți turcii care, că mai sunt români care mai sunt de vorbă cu turci, dar nu toți știe de câini, ca și la noi. Ca anumite regiuni. Ăsta e corb, dar n-are nicio treabă cu corbul. E, da, un corb de 90 cm, al mai corb. Înțelegi? La fel și cu ăștia. Nu toți turcii știe de Kangal. Adică mare atenție și pe grupurile noastre de Kangal nu. N-ai ce să înveți. Să nu mai... Da. Două exemplare de top o să fie. De top. Calitate, calitate. Calitate, calitate maximă. Uitați, bă, uite-te și cu bot și asta. Ce să mai... Ce să... Da, frumos. Frumoase exemplare. Ia. Hai, hai, sus! Haide, haide! Rita! Rita! Hai, hai! Hai, papa, hai! Hai, frumoasă, tata, frumoasă! Frumoasă, tata!
lui. Oameni buni, sper că v-a plăcut videoclipul. Ceva interesant întotdeauna, cum aflăm de la Dani, care e expert în Kangal, datorită vizitelor în Turcia foarte multe. A fost o plăcere să aflăm informații noi și... Și are atâta de multe de povestit încât ar trebui să stăm 2-3 zile pe aici, câte întâmplări are din Turcia, dar cu Kangal. Dar noi din când în când mai revenim la el și, bineînțeles, nu ce nu s-a să... povestit, va urma în episoadele următoare. Da, nu vreau, n-am vrut să supăr pe nimeni, asta e părerea mea strict între rase. Trebuie să ne spunem fiecare părerea. Să spune fiecare părerea. Poți să... Mai ales că tu ai avut dreptul la părere pentru că ai crescut și Carpatii. Am crescut și Carpatii și Kangal și ai văzut diferențele. Și Kangal și știu care e diferența și... Da. Și acum fiecare are opinia fiecare cu părerea lui, nu vreau să intru polemică cu nimeni, nu sunt genul. Asta e părerea mea. Care se informează și știe, care nu, n-ai avut câine ăștia, n-ai de ce să vorbești, că n-ai avut câine ăștia. Exact. Corect. Nu poți să te dai cu părere dacă n-ai avut Kangal acolo, știi? Da, da, asta este. Oameni buni, noi vă salutăm de aici, sănătate. De la Câmpina, de la domnul Dani, sănătate tuturor și numai bine. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit din nou, tot la Dani, cu Kangali. Dani și din ce am văzut și noi ultimele subiecte, să tot discută adversitățile astea între rasele românești și Kangal. Și un Kangal original, așa cum are Dani, cam cum se comportă la animale sălbatice, în special lupul. Am văzut că foarte multă lume laudă carpatinul, pentru că e și normal, suntem în România. Sau corbul. Și Dani vrea să ne dea niște argumente sau contraargumente a celor ce spun majoritatea crescătorilor de românești, să spun. Să vedem. Acum să vedem opinia ta, Dani. Eu nu zic că nu o fi și carpatinul. Dar părerea mea, nu că sunt crescător, că am avut și carpatin la viața mea și am avut carpatin original, nu mixtură, da. Cum e mare parte în România. Uite, înseamnă mixat. Că o să fie o părere mixat. Adevărat. Nu zic că nu sunt bun și carpatinul, dar părerea mea e pe jumate, la asta. La lup. Hai să începem cu primul exemplu. Din ce cauză? Pentru că în Turcia sunt foarte mulți lupi. Înțelegi? Nu e urs mai puțin, dar lupi sunt foarte mulți, mult mai mult decât la noi. Am mai spus, din cauza porcilor mistreți, la ei sunt foarte mulți porci mistreți, din cauza porcilor mistreți s-au umplut de lupi și ăștia sunt niște adevărați vânători de lupi, crede-mă. Înțelegi? Din ce cauză? Că îi și învață de mici. Deci, îi învață de mici, le aduce lupi morți, omorâți de aia maturi, îi ia ca să învețe cu mirosul ăla. Când a intrat lupul în teritoriu și a luat mirosul, e luat. Așa ar trebui și la noi făcut. Nu știu dacă se face. Să ia mirosul ăla de lup. Lupul are un miros oricum specific și el manu. Ce vreau să te întreb, vreau să mă refer la Kangalul. Uite, de exemplu, un pui din acesta, dacă ajunge la o stână din România, are instinctul ăla foarte normal, dezvoltat. Normal, eu după părerea fără mea... Fără antrenamentul acela care îi ziceai. Da, e părerea mea că e o linie mai veche decât ciobănescul nostru românesc. Da? E o linie mai veche, că e venit din Asia, majoritatea câinilor sunt venit din Asia, originea lor. Înțelegi? Știți? Și este mult mai puternic. Ca și calități fizice, e net superior? Și mult mai rezistent, altă gură, față de carpatin. Nu vreau să... Deci, și de cuor și de carpatin. Aici gura este un principal factor da, care face zice, diferența. Așa se zice, gura, altă da? Gură. Altă nu că sunt câinii de viteză. Nu e cum mai spune alții că sunt câini de viteză. Sunt câini, zici câini care de viteză au, da, la 1 la 8. Care au, e așa sunt făcuți, că vezi că sunt mai lungi în picioare. Da. Sunt făcuți și șlefuiți pe teritoriul lor acolo în Turcia, ca să alerge după lupul ăla, frate, care intră acolo. Exact. Că și lupul e un câine rapid și ăla la fel are o structură care, na, genetică de atâția ani, înțelegi, ca să reziste. N-avem munții noștri, dar sunt cine are jumătate de Kangal, că nu, în România nu sunt Kangal, pentru că puțin, da, foarte puțin. Și nu poate să se dea nimeni cu o părere. Eu am avut carpatin, știu ce face carpatinul, am avut și curb, am avut și asiatic, și volcodav, le știu caracterele la toți și am avut de la, și la original, și mixături, și tot, și pot să mă dau cu o părere. În schimb, de ăsta original,
are altfel caracterul, frate, înțelegi? Și n-a avut lumea aici ca să poată să spună ceva. Numai când ai avut, poți să spui. Că e ușor să te dai cu o părere, știi? Bă, Canga, lasă-mă că știu eu, care știi, că de-asta nu e. Înțelegi? Nu e ca să ai de-asta. Asta e originalul, frate, care nu e, nu e în România. Niște linii vechi, eu am făcut un sacrificiu să aduc câinii ăștia. Eu nu vreau să denigrez... Din filmările care ți-au fost arătate cu tatăl lui, cu ce... Ce te-a impresionat foarte mult în bătaia cu animalul sălbatic, cu lupul? Foarte mare curaj, frate. Foarte mare curaj. Foarte mare. Sunt niște câini foarte curajoși. Spun sincer. Adică nu vreau să fiu înțeles greșit. Nici nu sunt genul să judec pe cineva, să zic de cineva, că nu. Că nu, nici nu vezi că nu vorbesc cu nume aici, să zic de cineva. Da. Nu, sunt niște câini foarte curajoși. Și alt simț, alt miros. Alt simț, alt miros, altă atenție, credeți-mă, față de românescul nostru. E mult mai devotat la animale, la oaie, de exemplu. E mult mai iubitor. E mult mai și mai curajos, foarte curajos. Eu, nu se poate face o probă. Eu aș să... Am înțeles. Să punem doi câini, să vedem așa. Ta, după părerea ta, vorbim acum strict de ce e original, într-o luptă contra unui lup. Câți cangali îl poate dovedi și câți carpatini îl poate dovedi? Depinde și de lup. Că nu e... Depinde. Un lup, da, pentru că vreau să zic, un lup de același nivel să luptă cu doi carpatini și cu doi... Eu nu zic că nu fi carpatini. Eu n-am văzut carpatini în România să-mi arate cineva că s-a bătut cu lup. Cu lup, da. Eu n-am văzut, vă spun sincer. Și eu, chiar dacă nu sunt crescător de oi sau de vaci sau de astea, am fost la o grămadă de stâne în zona noastră aici, în Prahova, o grămadă de ciobani și am fost și am o grămadă de prieteni ciobani și eu n-am văzut filmuleț să se bată cu lupul aici. În schimb, în Turcia am văzut nenumărate filmulețe cangal cu lup. Înțelegi? Depinde și de câți luvin și depinde și de câți cangale ai, nu poți să spui eu așa. Dar la unul la unul se bat. Unul la unul se bat. Da, sunt nebuni, sunt nebuniți. De se bat, se bat, se în bat. În schimb, nu crezi că un carpatin poate să facă față unul la unul niciodată. Și n-am văzut ta, niciun vid, vorbesc destule. N-ai văzut, da? Vorbesc destule. Eu n-am văzut. L-ai văzut tu pe el, că l-ai avut în curte. Da, da. Ăsta are altă musculatură, altă alură, altă mușcătură, altceva, nu știu. Nu... Dar auzeam că și pielea la nivelul gâtului, pielea și blana e mult mai elastică. Pielea e mai tare la asta, e mai elastică. E mai elastic, adică poate să se întoarcă. Poate să întoarcă, dacă mușcul lupul poate să întoarcă după el în schimb. Exact, exact. Carpatinul el n-are așa ceva. Înțelegi? N-are. El e făcut, are și pielea mai tare pe el, nu poate să... Nu intră niciun lac de siringă. Nu se rupe, nu se rupe așa ușor. Înțelegi? Așa e făcut el. Și se zice că cangalul original e cel mai apropiat lupului. S-au făcut cercetări la Ankara, acolo e și pe Google. Și multe informații ce... Lumea care mai sunt pasionați de cangal și mai se informează așa de ei, se mai găsesc pe Google și pe Wikipedia. Alea sunt niște povești inventate de fel și fel, nu are nicio treabă cu legătură cu originea lor, cu ce se spune pe Wikipedia și pe... Nu. Pentru că Turcia e o țară izolată, informațiile sunt prea puține. Numai cine a fost acolo poate să aibă niște informații, cum sunt eu. Dacă m-ar întreba unul niște informații despre câine, și aș putea să-l dau. Înțelegi? Ne-a prezentat Dani filmări când a fost să-l vadă pe tatăl lor, chiar era un acolo. Un câine autentic, o linie foarte veche și e nu cum sunt aici. Păcat și de carpatin românesc, n-am nimic cu câinii ăștia, știi? Da, câinii noștri românești. Câinii noștri românești care sunt. N-am. Dacă a fost aici vorba așa între puteri, eu am avut, crezi că da, eu am avut. Adică promovăm, o să știți că promovăm ciobănescul românesc, nu este o problemă, dar promovăm și alternative. Știu că o să fiu judecați de unii care au carpatin, dar frate, dacă n-ai avut și cangal, nu poți să te dai cu părere. Exact. Înțelegi? Că fiecare cu părerea lui. Eu, în schimb, am avut și carpatin. Știu ce poate și carpatinul. Da. N-are tăria lui ăsta. Sunt și ei câini luptători buni, dar n-are tăria la un cangal, spun eu. Am înțeles. Și câinii ăștia, frate, sunt altceva. Sunt altceva câinii ăștia, credeți-mă. Alt caracter, altceva, niște câini care n-ai. Dar ia spune-ne, Dani, uite, testul ăla cu oaia, care face diferența între un cangal original. În Turcia a făcut un test între ciobănescul turcesc
și cangalul original, la o stână, s-a făcut. Eu cunosc foarte bine de câini ăștia, sunt prieten și cu președintele FCI-ului în Turcia și cu pasionați de cangalul adevărat și știu ce vorbesc aici, nu vorbesc eurea. De exemplu, testul ăla s-a făcut într-un ciobănesc turcesc, un câine mare, frumos, 80 și ceva, 90 de centimetri și un cangal pur, un cangal normal, pur. Oaie rănită de lup, rănită la gât de lup, n-a omorât-o, a lăsat-o să vadă ce face cu câinii. La un moment dat, după o jumătate de zi, după câteva ore, Turcescu a început să se apuce de ea. Vrea, dacă nu era cangalul pur acolo, o mânca, înțelegi? O mânca. Și mastiful care a stricat. Deci mastiful a stricat rasa asta. Deci cangalul original, din testul ăsta cu oaia, din ce am înțeles de la tine, nu s-ar fi atins absolut deloc de oaia rănită. Da. În schimb, ăla turcescu, fiindcă a fost corcit cu mastif, da, i-a intervenit instinctul ăsta să nu mai are iubirea aia față de oi. Deci ar fi mâncat oaia. Ar fi mâncat oaia, da. Și cangalul original n-a pus gura deloc după 6 ore. Cangalul original a tot lins-o, a tot... E chiar e și videoclipul ăla, îmi pare rău că nu știu cum o să facem, că pot să vi-l dau, să-l posta, să vadă lumea ce înseamnă. Să se vadă diferența asta. Da, o să ți-l... E... Poate data viitoare o să facem un clip special cu tematica asta și atașăm și videoclipul. Da, da. Să vadă, să vadă diferența. Și în lumea nu, încă nu știe și nici nu vrea să înțeleagă ce înseamnă câinii ăștia. Și aici încă o pereche? Două femele, două, da, două femele, femele de top, amândouă seamănă, nu e nicio diferență între ele. Una o să opresc și eu, sunt ceva deosebit. Ceva deosebit, da, da. Să arunc în liniile lor în spate, eu cunosc foarte bine câinii ăștia. I-am mai prezentat, care vrea să fie mai bine informat, mă găsește în videoclipurile voastre. Tofane și câinii, mă găsește acolo și am prezentat familia lor. Câini original, da. Cangal original, nu povești, nu. Da, mulți o să zică reclamă, cum puteam să promovez câinii ăștia, de o linie așa bună? Cum se putea promova dacă nu prin ajutorul vostru? Cine mă găsea, băieții ăștia care au cumpărat din cealaltă cățea, în Olanda, din America, din Anglia, cum mă găsea dacă nu tot prin intermediul vostru? În ziua de azi, degeaba ai marfă bună dacă te izolezi dacă, de lume, da, și dacă nu stau să izolat, ce, și... ce am făcut? Că poate cineva zice, bă, vreau și unul de ăsta adevărat. Nu mai vreau corciturile cum e toată România plină, știi? Da. Vreau un adevărat și unul. Și nu găsești. Pentru că... Nu găsești că nu mai investește lumea, păi... nu știe majoritatea. Să știi că majoritatea care are marfă bună nu prea dă. Și nici nu prea dă. Mai degrabă preferă să o i-am adus și eu cu greu și pășea, că tot am povestit că i-am luat și eu cu greu. Că nu dă nici aia acolo. Adică nu sunt așa disperați după bani, câți bani le-ai pune în mână. Nu sunt disperați să-și dea câinii de acolo, că ea e... Un câine bun. Fără, da, fără ei acolo nu poate să-și facă treaba. Mai ales că Craliu e un câine bătrân și ține și ei de ei. Că... Da, pe e rasa națională turcească, cangalul. Da, rasa națională, într-adevăr, da. Da. Și nici nu toți turcii care... Că mai sunt români care mai sunt de vorbă cu turci. Dar nu toți știe de câini, ca și la noi. Ca anumite regiuni. Ăsta e corb, dar n-are nicio treabă cu corbul. E da. Un corb de 90 cm, al mai corb. Înțelegi? La fel și cu ăștia. Nu toți turcii știe de cangal. Adică mare atenție și pe grupurile noastre de cangal nu. N-ai ce să înveți. Să nu mai... Da. Două da. Exemplare de top o să fie. De top. Calitate, calitate. Calitate, calitate maximă. Uitați, bă, uite-te și cu bot și asta. Ce să mai... Ceva ce să... Hm? Da. Frumos. Frumoase exemplare. Uite cum suc la măsa aia. Ce avem suc? Aici? Suc la măsa, mă. Noua generație de... Oameni buni, sper că v-a plăcut videoclipul. Ceva interesant întotdeauna, cum aflăm de la Dani, care e expert în cangal, datorită vizitelor în Turcia foarte multe. A fost o plăcere să aflăm informații noi și... Și are atâta de multe de povestit încât ar trebui să stăm 2-3 zile pe aici câte întâmplări are din Turcia, da, cu cangal. Din fericire noi din când în când mai revenim la el și, bineînțeles, nu ce nu s-a să... povestit va urma în episoadele. Da, nu vreau să, n-am vrut să supăr pe nimeni, asta e părerea mea strict între rase. Trebuie să ne spunem fiecare părere. Spune fiecare părerea. Poți să
Dar ales că tu ai avut dreptul la părere pentru că ai crescut și Carpatii. Am crescut și Carpatii și Canga și ai văzut diferența. Și Canga și știu care e diferența și... Și acum fiecare are opinia fiecare cu părerea lui, nu vreau să intru polemică cu nimeni, nu sunt genul. Asta e părerea mea. Care se informează și știe, care nu, n-ai avut câine ăștia, n-ai de ce să vorbești, că n-ai avut câine ăștia și exact, n-ai. Corect. E, nu poți să te dai cu părere dacă n-ai avut Kangal acolo, știi? Da, da, asta este. Oameni buni, noi vă salutăm de aici, de la Câmpina, de la domnul Dani, sănătate tuturor și numai bine.